Hei, salut prieteni! Ce spune dacă astăzi am vorbit despre un duel pe care eu, sincer, l-aș aștepta într-o peliculă de filme horror? Este vorba de duelul dintre Jason Voorhees și Michael Myers. Să începem! Imaginați-vă duelul suprem, în definitiv, de ce nu? Dacă există Freddy vs. Jason, care surprinzător ne-a plăcut și ne-a amuzat cât se poate de tare, de ce să nu existe și Jason vs. Michael Myers? În definitiv, singurul adversar demn de manceta lui Jason din primele 15, asta înainte să dobândească puterile supernaturale, nu poate să fie decât cuțitul Michael Myers. Hai să-i luăm pe rând. Jason Voorhees a început prin a fi surpriza de la sfârșitul primului film. Nimeni nu se aștepta ca Jason să fie real, chiar dacă Friday the 13th îl are ca și leitmotiv. Neatenția adolescenților care trebuia să-l aibă în grijă i-au adus moartea timpurie. Sau cel puțin așa credea mama lui, care se decide să se răzbune pe toți adolescenții hormonari de la tabăra Crystal Lake. La sfârșitul primului film, Jason m-a șocat, mi-a lăsat impresia de vis urât, ce era real și ce nu era. Povestea lui Michael Myers e ceva mai detaliată. Michael a fost întotdeauna un copil cu probleme, dovada fiind uciderea surorii sale adolescente, crimă pe care o comite pe când avea vreo 6 anișori. Să-i spunem, problema lui Michael Myers, referitoare la adolescenți, persistă și la maturitate. Atunci când evadează de la Grove Sanitarium, își reia vechile și sângeroasele obiceiuri. Adolescenții sunt vânați cu un cuțit, unul câte unul. Michael stă ascuns în spatele unei măști sinistre. Michael e rău încă din fașă, dar Jason evoluează din postura unui copil fragil într-un criminal în serie. După părerea mea, Jason câștigă această rundă pentru evoluția sa în toată franciza Friday the 13th. Un nemuritor versus un om care sfidează moartea. Revenind la Jason, acesta este aparent un fan al sfârșiturilor cât se poate de dramatice. Fie ne lasă să-l crede mort, fie moare pe bune. Începând cu al șaselea film al francizei Friday the 13th, Jason e readus la viață și capătă și puteri supernaturale. Michael Myers nu jonglează cu lumea de dincolo, doar că se încăpățânează să rămână în viață. Să-i dăm o bilă albă lui Myers pentru că fentează moartea cu o mai mare dexteritate decât Jason. Sau celui din urmă pentru că moartea e pragul care îl ajută să evolueze. Eu aș spune că este egalitate. Și totuși, care e prădătorul mai inteligent? Michael Myers e aproape o forță supernaturală, o forță a naturii. E cea mai bună definiție a răului absolut. Nu îl opresc gloanțele sau focul și de fiecare dată pare să înșele moartea. Nu e nicio îndoială că Myers e un bolnav psihic extrem de periculos, dar filozofia răului absolut i-a format o oarecare inteligență de prădător. Michael știe să își pândească victimele din întuneric, știe să aștepte și să atace la momentul oportun. Jason e la început un biet copil cu dizabilități. Fragilitatea sa fizică și mentală îi aduc sfârșitul, dar Jason evoluează, pune mâna pe o macetă și pe masca de hockey și devine la propriu o mașină de ucis, cât se poate de eficientă. Cu toate acestea, acțiunile lui sunt rudimentare, mecanice, iar motivația oarecum simplistă, răzbunare. Eu îi dau acest punct lui Michael, care câștigă această rundă pentru că e un ucigaș mai abil, mai inteligent și mai greu de citit decât Jason. Criminalul mai eficient? Michael Myers, 139 de victime în 10 filme, două remake-uri fiind incluse. Jason Voorhees, 161 de victime în 12 filme, fiind incluse remake-ul din anul 2009 și celebrul crossover Freddy vs. Jason. Statistic vorbind, amândoi ucid aproximativ 14 victime pe film. Jason are un mare avantaj, a rezistat cu brio în duelul cu Freddy Krueger. Aș tinde să-l dau drept câștigător pe Jason, dar mai este ceva. Dacă i-am pune la propriu față în față, cum ar reacționa? Jason ar ataca și probabil că l-ar cam căsăpi pe Michael. Are o armă mai bună și cel mai probabil e mult mai puternic. Dar dacă ar fi o luptă pe viață și pe moarte, atunci nu ar trebui să uităm că Myers e o forță a naturii și că e extrem de rezistent. Cel mai probabil o să sfideze moartea în timp ce Jason l-ar crede mort. Și dacă s-ar întâmpla asta, atunci Myers s-ar ataca din umbră și ar fi mult mai precis. Runda 2 ar avea cu siguranță un verdict clar. Michael Myers, câștigător.
Desigur, întotdeauna e posibil ca Jason să fie reînviat și povestea să continue la nesfârșit, dar o să mă opresc aici. Așadar, câștigă criminalul mai inteligent, mai rezistent și care sfidează moartea de mai multe ori. Michael Myers este câștigătorul acestui duel. Și de ce nu, sincer, eu chiar aș vrea să văd acest duel într-o peliculă de filme horror. Eu îți mulțumesc mult pentru vizionare și dacă ți-a plăcut acest duel, lasă un like și dă-i un share acestui videoclip. Pa, pa!